Pregătirile pentru Astra Film Fest au intrat deja în linie dreaptă. Aceasta va debuta la mijlocul lunii. Din cele peste 1000 de pelicule înscrise în concurs au fost selecționate 54. Noutatea ediției din acest an o constituie secțiunea de ecocinematograf. Astra Film Festival stă gata să înceapă în data de 15 octombrie. Ediția de anul acesta se dorește a fi una dintre cele mai provocatoare de până acum. Pentru cele 4 secțiuni de concurs s-au înscris mai bine de 1000 de documentare. Dintre acestea, în concurs vor intra 54. Astra Film Festival este un festival vechi, cel mai vechi festival de film din România, după cum știți. De multe ori în glumă mai serios, spunem că este ca un bătrân înțelept care... de la care avem de învățat multe, dar mereu proaspăt, mereu tânăr, mereu inovator, mereu provocator. Spre exemplu, dacă în 1993, când a avut loc prima ediție, scriam la mașina de scris, iar un răspuns îl așteptam în aproximativ o lună, acum a fost suficient să punem anunțul pe site-ul festivalului și iată, peste 1000 de filme s-au înscris din toate colțurile Pământului. Sunt filme care tratează subiecte care ne astâmpără curiozitate, altele care ne provoacă, altele care ne îngrijorează și este normal să fie așa. Noutatea ediției de anul acesta o constituie secțiunea de ecocinematografie. Tot aici vor fi prezentate documentare despre natură și mediu, dar mai cu seamă despre poluare și efectele nocive ale acesteia. În fine, o secțiune mai nouă este cea dedicată filmului ecologic, se numește ecocinematograf. Este într-un fel normal dacă ne gândim la poluarea, la mutilarea pe care o fac coloșii industriali asupra naturii, la alimentele modificate genetic sau la gunoaiele nedigerabile, nebiodegradabile. Toate astea sufocă planeta și normal că ne liniștesc și pe noi. Cele mai multe filme au fost înscrise pentru secțiunea internațională. Aici, cel mai probabil, va fi și cea mai mare bătălie. Țara noastră este reprezentată de 20 de filme românești.